Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit la un nou vlog. În acest vlog o să vorbim un subiect destul de important dintre viață și moarte. Așa că v-aș ruga să țineți cont de vorbele pe care le spun în acest clip și aș vrea să vă anunț dinainte, acest clip conține niște secvențe care v-ar putea afecta emoțional. Am primit pe Instagram foarte multe mesaje să reacționez sau să-mi dau cu părerea la ceea ce s-a întâmplat în crudul accident cu băiatul din Germania. Am să vă las în descrierea acestui clip un link cu videoclipul de la tragedia care s-a întâmplat în Germania. Mi s-a părut destul de șocant ce am văzut, mi s-a părut destul de fără minte, frate, fără a te gândi ce oportunități mai ai în viață, ce chestii frumoase mai poți face cu viața ta, negândindu-te la aceste chestii, recurgi la astfel de situații. Eu m-am uitat la clipul acela de foarte multe ori, l-am examinat de foarte multe ori, am vrut să văd exact, băi, ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat, de ce s-a ajuns acolo, ce a făcut băiatul respectiv. Am să vă spun acum părerea mea și niște chestii pe care v-aș vrea din suflet să le ascultați și să luați aminte de ele, pentru că la o vârstă de la 15 ani la 20 și ceva de ani, iubești foarte mult, iar în momentul în care se destreamă cumva relația, punând foarte mult suflet în relația respectivă, fie că ești fată, fie că ești băiat, cumva te vezi așa, boom, blind, orb, nu mai gândești că poți să mai cunoști pe altcineva, te gândești că viitorul tău s-a dus, te gândești că toate chestiile pe care ai putea să le faci s-au terminat și o să fii un om distrus, un om ratat și cumva tu nu mai ai ce să mai faci pe acest pământ, că drumul tău s-a încheiat odată cu relația respectivă. Ceea ce este total greșit, oameni buni. Acest băiat și-a luat viața din cauza unei fete. Să presupunem că pe iubita lui, cum o chema, Mihaela, da, omul era în Germania, s-a dus să muncească. Femeia fiind în România, relație la distanță. Relațiile la distanță niciodată nu or să meargă. De ce spun asta? Pentru că sunt cazuri în care femeia tinde să se ducă la un alt bărbat pentru că na, vrea și ea o oarecare atenție, iar bărbatul se duce, indiferent de situație, se va duce la o femeie pentru că nu poate să stea numai, știți voi ce zic, în continuu. Se mai duce la o prostituată sau ceva. Băiatul acesta fiind atras foarte mult de iubita lui, fiind cumva strâns de relația lor, s-a dus în afară să muncească ca să facă niște bonus când vine în România, să aibă ce să-i ofere fete respective, să se simtă bine, să se distreze. Fata aceea ce-a făcut? După o perioadă, nu știu exact cât au stat, ce-au făcut, dar vorbim strict despre subiect, i-a dat mesaj și a spus că nu mai vrea să mai fie cu el pentru că s-a combinat cumva cu cel mai bun prieten al lui. Cum să dai un mesaj de genul acesta, frate? Indiferent cu cine ți-ai face o relație, nu trebuie să-i spui, fie că ai ură, fie că ai invidie pe el, fie că ai râcă, orice ai tu, nu face chestia asta. Fie că băiatul a călcat strâm, s-a dus cu alta sau a făcut ceva, nu trebuie să recurgi la astfel de situații în momentul în care persoana nu este lângă tine. Dacă vrei vreodată în viața ta să-i spui unei persoane cu adevărat ceea ce simți, îi spui în față, nu pe la telefon sau prin alte cazuri, pentru că îi dai șansă, îi dai potențial de a lua niște decizii negative la nervi. Acest băiat, aflând că iubita lui nu mai vrea să mai fie cu el și că l-a părăsit, spunând în clipul respectiv că toată viața lui, nu știu, cumva s-a terminat, că nu va mai avea niciun viitor, și a cerut scuze la părinți și la familie pentru ceea ce face, mi se pare puțin super deplasat. Și nimeni, văzând acel live, pentru că a durat zeci de minute bune, nu a încercat să sune, nu a încercat să facă ceva gen să o pună pe aia, să-i spună, băi, gata, aia că a fost o glumă, ceva cumva să-l împace. Nimeni nu a făcut chestia asta. Sau mai este o a doua variantă, să-și fi închis telefoanele pe care le aveau presupușii prietenii, pe care le aveau familia și așa mai departe, să aibă un număr unde să aibă net să facă acest live. Eu am întâlnit cazuri cu oameni în viața reală care au decurs la astfel de situații, iar băiatul acesta ce a făcut? A făcut un live la volanul unei dubițe, era pe autostradă în Germania, spunea că își cere scuze la părinți, că s-a terminat totul cu viața lui și că nu mai are rost să mai trăiască pe pământul ăsta și că, na, cauza fiind iubita lui pentru că l-a lăsat pentru un alt băiat.
el ce a făcut? S-a urcat în mașină, inconștient fiind, pentru că și-a fixat un punct negru în cap, gândindu-se numai la fata aia și nevăzând alte femei ce ar putea să intre în viața lui, nevăzând alte chestii ce ar putea să-l ajute în viitor. S-a gândit că tipa aia, gata, este prima și ultima femeie de pe lumea asta, iar dacă el nu o să mai fie cu aia, trebuie să-și ia zilele. Și cel mai dureros este că chiar și-a dus planul la bun sfârșit și a intrat cu peste 170 de km la oră într-un tir care staționa, erau pe autostradă, staționa făcând dreapta să intre pe o altă autobandă și a intrat în plin în el. Bineînțeles, nu a mai avut absolut nicio șansă la viață, impactul a fost destul de mare pentru că dubele au botul cumva mai turtit așa și intrând cu peste 170 de km în remorca tirului, vă dați seama că nu s-a mai ales absolut nimic. Dar este dureros și trebuie, vă rog tare mult, să facem un semnal de alarmă pentru toți, pentru că am primit mesaje și de la oameni din România și de la fete și de la băieți care mă întrebau ce să fac în momentul în care trec peste o despărțire, peste depresia asta. V-am spus de foarte multe ori, v-am spus și eu și Alexandra și oamenii care am făcut clipurile de genul: mergeți în locuri în care v-ar putea face bine, în locuri în care vă simțiți bine, mergeți cu niște prieteni care vă dau o stare bună, o armonie bună, vizitați locuri, mergeți la film, faceți diverse activități încât să uitați de trecut. Da, ok, a stat cu o fată sau cu un băiat care arăta bine, pe care l-ați iubit sau pe care i-ați iubit-o, dar dacă v-ați despărțit, asta nu înseamnă că viața voastră s-a terminat. Uitați-vă în oglindă, sunteți frumoși, sunteți sănătoși și asta contează, aveți tot viitorul în față. Aveți o tinerețe pe care trebuie să o trăiți, să vă simțiți liberi, să vă simțiți frumoși, curajoși de ceea ce vă va oferi viața. Nu trebuie să vă gândiți că gata, domnule, m-am despărțit de ăsta sau de asta, mă sinucid, mă omor. Sunt cazuri în care se aruncă de pe bloc, sunt cazuri în care se pun la metrou, sunt decapitați, numai în sectorul 3 câte n-au fost, se aruncă în fața mașinilor, în râuri, peste tot, pentru că se gândesc, m-am despărțit și nu mai am niciun viitor. Nu! Dacă ai o boală care nu mai poate scăpa nimeni de ea și este în ultimă fază, dacă ai, Doamne ferește, un, nu știu, o dizabilitate din naștere și nu mai poți să scapi de ea sau, Doamne ferește, alte chestii, atunci poți să spui că viața ta cumva este pe muchie de cuțit. Dar dacă ești sănătos, dacă ești un om frumos și te-ai despărțit, asta nu înseamnă că este un capăt de lume să te sinucizi. Tu ți-ai viața, da? Îți iei viața, te-ai dus. Persoana aia stă acum o săptămână, o lună, două, trei, un an, plânge, după care s-a uitat. Se duce și trăiește viața, se simte fericită, se simte liberă, se distrează prin cluburi. Și tu ce faci? Stai și putrezești în pământ și stai să-ți omore părinții, să stea la capul tău să te jelească. Asta-ți dorești tu sau asta vă doriți voi? Gândiți-vă la voi mai întâi. Gândiți-vă, da mă, ne-am despărțit, ok, sufăr, pentru că toată lumea suferă. Suferă după un animal, dar după un om. Suferi, îți trece, după o perioadă de timp, o săptămână, o lună, 5 luni, 7 luni, un an, treci. Din durerile astea, din suferințele astea înveți. Astea te întăresc ca și persoană în viață, ca și caracter. Astea te întăresc, că dacă tot ar fi lapte și miere în viața noastră, am fi ca niște zâne, am zbura. Dar trebuie să mai dăm și de chestii dureroase. Eu când mi-am pierdut tatăl, ce puteam să fac? Să mă sinucid și eu? Să zic gata că viața mea nu mai are rost? Sau cu femeile, sau cu chestiile pe care le-am avut în viață, câte eșecuri, câte mașini am pierdut, câți bani am pierdut? Ar fi trebuit să mă sinucid, să zic gata, nu mai vreau nimic de la viața asta, că sunt un ratat, sunt un loser? Nu! Cu cât pierd astăzi mai mult, cu atât câștig mâine și mai mult. Dovedesc vieții că nu poate să mă doboare. Dovedesc oamenilor care încearcă să mă doboare că sunt mult mai sus decât vor ei să fiu. Pentru că oamenii te treagă în jos, oamenii vor să fii la un nivel, dar demonstrează-le că poți mai mult, dă-le peste nas. Nu mai sta să te pui tu să zici gata, viața mea s-a terminat, când pe alții doare fix în cur de tine. Nici măcar nu le pasă de ceea ce vei face tu. Nici măcar nu va veni să-ți aprindă o lumânare după 2-3 ani de zile. Nu mai gândiți așa ceva. Vă rog tare mult, vă rog, dragi fetițe, dragi băieței, fete, băieți, femei, bărbați, ce ați fi voi, animale, zburătoare și așa mai departe. Dacă în viața asta persoana de lângă tine te-a dezamăgit, v-ați despărțit, ți-ai pus toată încrederea în persoana aia, te-ai, nu știu, te-ai pus pe tine pe locul 2 ca să o pui pe ea pe locul 1 și după o perioadă de timp v-ați despărțit, asta nu înseamnă că este un capăt de țară, că este un capăt de lume și că trebuie să te sinucizi. Este o lecție de viață. În următoarea relație vei fi puțin mai reticent sau reticientă.
nu vei da atât de mult, vei da câte puțin, câte puțin, nu va merge nici a doua, nu nimic, va merge a treia, va merge a 15, va merge a 20, a 70. Dar dacă vezi că nu mergi, distrează-te, simte-te bine. Nu spune chestii în cap care să te indoctrineze, să te ajungi nu știu la ce nenorociri. Nu! Pune-te pe primul loc și fii fericit, pentru că viața asta, vedeți și voi câte nenorociri sunt din parlament, cu crime, cu nenorociri, violuri, șantajuri și așa mai departe. Să vă mai luați și zilele pentru niște oameni care poate nu merită nici măcar un salut din partea voastră. Îmi pare rău că a trebuit să fac iar acest clip, să vorbesc chiar despre această chestie, dar băi, nu știu ce aș putea să vă fac să înțelegeți că dacă treceți printr-o despărțire în care a spus foarte multe chestii, nu este un capăt de lume, nu este o nenorocire sau să zici gata, a venit apocalipsa, nu mai găsesc pe nimeni. Nu! Uită-te în oglindă ori de câte ori treci prin aceste impasuri și gândește-te că viața este mult mai frumoasă, trăită, să te duci să te distrezi, să te relaxezi, decât să stai să plângi după cineva care nu te merită. Să stai să stai vene, să-ți iei pastile, pentru că cel puțin toți dintre noi cunoaștem o persoană care a recurs la astfel de situații în momentul în care a trecut printr-o depresie de asta. Da, depresia este foarte nasoală, dar mergeți la psihologi, mergeți la oameni care vă pot ajuta cu niște sfaturi, mergeți la niște oameni care au trecut prin aceste situații să vă ajute, să vă dea niște sfaturi, să vă pună în balanță binele și răul. Că dacă stați lângă oameni care vă indoctrinează creierul cu da, fată, nu o să mai găsești altul ca ăsta sau bă, ești prost, pe că asta în viața ta nu o să mai găsești, ești nebun, ai pierdut-o, ești un ratat, o să mori, o să... Normal că ajungi subconștientul tău, se duce dracu și nu mai gândește. Du-te la oameni care te pot ajuta emoțional, pe tine te ajută chestiile emoționale, nu chestiile materiale în cazurile astea. Da? Hai, vreau să vă văd mai bine, vreau să vă văd cu zâmbetul pe buze, mai sănătoși, mai fericiți și dacă treceți printr-o despărțire pentru a milion oare, nu este un capăt de lume. Voi să fiți sănătoși, familia voastră să fie sănătoasă, pentru că fete și băieți găsiți pe oriunde. Dacă n-a fost să fie acum, poate că nu te-a meritat și Dumnezeu ți-a arătat. Vă pupă, fratele, și vă doresc numai bine. Sănătate și iubire. Pa!